împărțiți banii ăștia pe lună, 400 de lei, dați și pe medicamente. Le pui, îi pui acolo. Cum iau pensia, îi pui cum făcea mama, săraca. Îi pui acolo, îi scriu și cât trebuie să dau la lumină și la multe, la multe. Cu câți bani vă descurcați pe lună? Spus că aveți 400 de lei sau cât aveți? 449, nici așa. Cum vă descurcați cu banii ăștia? Cum faceți? Mă descurc, uite că mă duc pâine de la magazin de aici la o rudă de-a mea, mai stau pe aici pe la magazin, în centru aici pe la Mănescu, mai cărți la lăzi de pâine dimineața, le iau pe alea goale și uite așa și iau și eu să-mi câștig o pâine și... Foarte greu vă descurcați. De medicamente. Simțiți că vă ajută cineva, că încearcă cineva, nu, nimeni. Nu. În ziua de azi, nimeni. Nici frate, nici soră. E fiecare pentru el. Și nici de primar, de președință, de astea, nici nu se pune. Nici atât. Problema. Nici atât. Practic sunteți singuri și încercați să vă descurcați. Da. Cum puteți. 400 de lei ăștia pe lună. Trebuie să spel. Am și eu 3 găini și un cocoș, un câine. Trebuie să le dai, să le cumperi, că nu... Trebuie să mâncați, să vă... Câte medicamente și câte și câte. E multe. Ce să faci cu atâția bani, pensie? Spuneți că aveți 400 ăștia și pe o problemă pe care o aveți. Da, ăștia sunt toți banii, nu? Da. Nici nu puteți să vă angajați din cauza problemei pe care... Dar nu pot. Păi asta zic, da. Poate doar 3 ore pe noapte. Mă doare după ce apă, nici locul, picioarele și câte și câte și câte. Va mări vreodată suma asta de bani pe care o aveți? Niciodată. Să-i aveți 400 de mult. Atât. Unde stați? Aproape de biserică, pe stânga. Sunt niște porți albastre de lemn. Aveți cât ani aveți? 57. 57 de ani. Din 2004 iau medicamente. Am fost bolnav așa. De mult. Da. Ce să... Da. Sunt singur, n-am pe nimeni, așa, decât e fratele meu. Aici ne desparte, cumnată mea, e fiecare cu alea lor. În ziua de azi nu se mai... Așa, ce să... Și cum ați spus, încercați să vă descurcați cu banii pe care îi luați de acolo, cât ați spus, 400 sau cât? 400, da. Mai aduce câte cineva, așa, de mâncare, așa. Da, piesă. Și cum împărțiți banii ăștia pe lună, 400 de lei, dați și pe medicamente? Le pui, îi pui acolo. Cum iau pensia, îi pui cum făcea mama, săraca. Îi pui acolo, îi scriu și cât trebuie să dau la lumină și la multe, la multe. Da, că trebuie să începe și cu utilitățile astea, trebuie plătite și... Multe, multe. Uite, televizor a renunțat. Am un aparat de radio. Atât. Tot din cauza asta, să nu mai plătiți mult curent? Da. Și... Păi de unde? De unde bani? Că n-ai de unde. A, de ce să faci? Dumneavoastră, la un moment dat, v-ați îmbolnăvit sau ați pățit ceva sau s-a întâmplat ceva? Nu? Depresie. Multe. S-a agravat. Da. Din cauza asta nici n-ați putut să vă mai angajați, să mai munciți? Și... Ce să mai mă angajez? Că am lucrat la... la postul ICMD, pe timpul Ceaușescu. Da. Și am lucrat. Cât am lucrat, am fost... M-am plecat în armată în 87, în ianuarie, pe 27, așa, am venit, m-am reangajat înapoi, am stat cât trebuia să stau și după aia, după 89, am lucrat particular, zgrab, da. Și de cât am putut să fac și după aia s-a agravat boala. Și asta pe care banii ăștia e un fel de, nu știu, pensie de boală sau nu știu cum se numește. Nu e de boală, nu e de boală. Nu e de boală. Pensie de handicap, dar atât. Vi dă pe ăștia 400 și cu care să vă descurcați. Atât, că de ăștia că nu pune niciunul. Că vorba, știi? Nu pune măcar 50 de lei să-mi pui la pensie. Uitați-vă și mă. Aici.
17. Ați încercat să vă duceți la primărie aici, poate să vă mai ajute cu ceva la... Nu pot să mă duc din cauza la mijloc. Sunt... Este fratele noastră, nu? Da, și ne spunea de situația asta în care are o, nu știu, pensie sau nu știu cum e, de 400 de lei, din care trebuie să descurce... Handicap, cum îi zicem, da, pensie. Și e greu, vă dați seama. Se poate descurca cineva cu 400 de lei pe lună? Niciodată, n-ai cum să te descurci, absolut niciodată. Vă dați seama, dacă eu nu aveam mai ajută copii, am mai adus și lui un lemn, alea, din posibilități, adică ce, așa, după în grădin, când a putut copii, că și ei sunt vai de munceșii pe aici, pe culea, vă dați seama, cu salarii. Ce sunt. Interesează pe cineva de ce se întâmplă cu oamenii așa de oameni? Pe cine? Absolut pe nimeni. Da. Ce aici? Da, totuși încerca să vă descurcați, să nu renunțați, să nu... Încerc, dar să vedem până când mă ține Dumnezeu. Nu știu. Poate doar 2-3 ori pe noapte. 2-3 ore pe noapte. Am mijloc și multe, multe, multe. La medic, la doctor, ați mai reușit să ajungeți sau și acolo e, trebuie bani? Trebuie... Trebuie multe. Multe. Trebuia să fac examen neurologic și la inimă, cardiac, de când începe să bată inima și pulsul, nu e ușor. Uitați pe paradigma. Dar încercați să vă descurcați cum puteți. Cum... Ce să fac? Hai. Câteodată îmi lăsem zile. Nu se poate descurca nimeni cu 400 de lei, aproape ei te abandonează. Vă dați seama că n-ai cum să te descurci cu banii ăștia niciodată. Deci, ce, să fii o familie, ai și unul singur, mai puțin de ce? 3-4 mii de lei poate și chiar... Să plătești utilități. Sunt de scumpe, da. Am plătit ieri în puie și am dat aproape 7 milioane. Ce? Vă dați seama că e foarte greu. A venit vreodată cineva să vă întrebe ceva de la primărie? Nimic. Nu interesează. Nu. Atât, când s-a făcut atunci, când ancheta aia socială, și să vede ce să mai... Nu, se poate descurca lumea, e foarte greu. Dar atât a făcut ancheta? Atât. Păi a constatat că n-are posibilități, n-are alea, dar ce ajută? Ăla și dă... Da. E mai decât un pachet din ăla. Dar nu, cineva trăstească lună de lună cu banii ăștia, nu doar așa un pachet, ce să... Spuneți dumneavoastră acum, 400 și ceva de lei, niciodată n-ai. Nici de pâine nu-ți ajunge, da, păi să mai... Și nu mai poți, și chiar dacă fii o găină la aia, trebuie să-i cumperi boabe, să-i cumperi, să-i dai de mâncare, nu, să... Ți-am luat lemne. Astea ce e aici și ce mai fost acolo și ce am mai consumat eu, da. De 7 milioane... Trebuia să dai. De unde? Din 4 milioane și ceva, trebuia să mă duc să plătesc 7 milioane bani în mână, să mă duc la poștă, să mă plimb și pe acolo și pe acolo. Multe, multe, multe.